spuneam că ne-am întâlnit, ne-am întâlnit în acest spațiu privitor a Bibliotecii Universitare, unde ne-am obișnuit de ani de zile să întâlnim cărțile care vin spre bărți, din toate direcțiile, dar mai ales din bărți spre bărți, adică cumva de acasă spre acasă. Și am vrut, în calitate de rector, să-l felicit pe domnul Anatol Moraru cu acest eveniment, chiar în ziua Universității. Și ziceam că este un om norocos, dar norocul și-l face cu mâna lui, bineînțeles. Mă uitam aici la aceste poze ale scriitorilor și nu-l vedeam pe Anatol Moraru. Și atunci colegile de la bibliotecă zic, uitați-vă, este acolo, am impresia că era student când este acolo. Când îl cunosc, am fost și am studențit împreună, într-un fel, am locuit chiar într-un cămin, da? Și îl țin minte de atunci, tânăr și așa energic și frumos. Dumnealui scrie cărți subțiri ca să se citească. Dar nu numai ca să se citească, dar este clar din ceea ce scrie, pentru că dumnealui prinde niște lucruri pe care nu le prind alții. Din realitatea aceasta noastră moldovenească, să spun așa, bineînțeles, mai bine puține și bune, dar eu mi-aș dori ca să citesc mai multe cărți ale Anatol Moraru și l-aș ruga să facă lucrul acesta, cu toate că este foarte ocupat, bineînțeles, mai este și lider sindical și atunci când l-am ales în calitate de lider sindical, eu chiar am dorit, mi se pare că în public și-am spus, să scrie și un roman despre organizația sindicală a Universității Adiecu Rusu din Bălți, mi-a promis că o să o fac. După asta trebuie să mă sinucid.